trebuit să mai aștepte 32 de ani pentru a gusta a doua oară din Cupa Victoriei. După ce în 1998 a ratat în ultima etapă titlul la Craiova, Rapidul a câștigat în anul următor al doilea său campionat. Omul triumfului giuleștean a fost Mircea Lucescu, cel care a transformat Rapidul dintr-o echipă de cartier, cum scria Ioan Chiril în cartea sa Glasul roților de tren, într-unul din cele mai puternice cluburi din Divizia A. Drumul către al treilea titlu din istoria Grantului a început în august anul trecut la doi pași de Giulești, în regie. A fost 2-1 pentru Rapid, cu un gol marcat de belgianul Godfroy, cea mai importantă achiziție a giuleștenilor din ultimii ani. Deși la nivel declarativ rapidiștii susțineau că obiectivul lor nu este titlul, echipa și-a văzut de treabă și spre surprinderea multor a terminat turul pe locul întâi, având doar două sincope cu Brașovul și Steaua, care de altfel au fost singurele echipe pe care giuleștenii nu le-au putut învinge nici acasă, nici în deplasare. Dinamo cu Gică Popescu în teren a încasat 3 goluri în Giulești, iar Craiova, altădată și ea o candidată la titlu, a primit tot 3 goluri chiar pe Ion Oblemenco. Deși cu foarte mulți jucători tineri, Rapidul a reușit să facă spectacol chiar și când a pierdut, primind titlul neoficial de echipa momentului. Unul din cei mai importanți oameni în ascensiunea din prima parte a campionatului, care s-a dovedit a fi decisivă pentru câștigarea titlului, a fost Răzvan Lucescu, vicepreședintele portar, căruia îi se datorează liniștea de care n-au avut parte alte echipe. Acționând ca un tampon între echipă și George Copos, Răzvan Lucescu i-a permis lui Mircea Rednic să-și facă meseria așa cum a învățat-o de la Mircea Lucescu. Amețit probabil de diferența mare de puncte pe care o aveau în iarnă față de Dinamo și Steaua, rapidiștii au început returul în pași de fals și în primele 3 etape au luat doar 2 puncte din 9 posibile. Rapidul a părut să-și revină după victoria de la Timișoara, însă Craiova s-a răzbunat în Giulești pentru înfrângerea din tur. Vișinii și-au luat însă punctele înapoi în Ștefan cel Mare, de la un Dinamo incapabil să emită vreo pretenție, și au obținut apoi prima victorie în Giulești cu Astra 4-1. Au urmat încă 2 sincope, 1-2 la Bacău și același scor în Giulești cu Steaua, când Martin Tudor a fost omul numărul 1 al unui meci în care Rapid a ratat din toate pozițiile. De aici încolo, Rapidul n-a mai dat cu piciorul niciunei șanse. 2-0 la Pitești, 1-0 cu Ceahlăul, 3-1 cu Gloria și 1-1 în Cotroceni au fost rezultatele care au transformat Rapidul în campioană cu 2 etape înainte de final. Iar Mircea Rednic a intrat în istoria Giuleștiului alături de iluștrii săi predecesori Valentin Stănescu și Mircea Lucescu. Meciul cu UTA n-a fost decât apogeul sărbătorii pe cel mai bătrân stadion al României. 20.000 de spectatori au umplut Giuleștiul cu o oră înainte de meci. Golurile marcate de Bratu, Bădoi și Ferjă în poarta UTA aproape că n-au mai contat. Giuleștiul era îmbrăcat de sărbătoare pentru a treia oară în cei 80 de ani de existență. Șampanie, artificii și scuze lui Dumitru Dragomir pentru câștigarea titlului. Sunt doar câteva fragmente din sărbătoarea rapidiștilor campionii României în 2003. George Copos a lăsat să se înțeleagă că se gândește să se retragă din această vară. Vă e teamă? Da, bă, dacă se retrage și domnul Copos, atunci ne retragem toți. Cine să mai, n-o să mai rămână, se retrag toți. Acum când reușim să facem performanță, sigur că nu e ușor, eu îl înțeleg. Nu e ușor să ții o echipă, trebuie să faci multe sacrificii și mai ales sacrificii financiare. Dar el e un luptător și nu cred că va renunța. Asta cred că o face tactic. Ne titlul cu Rapid e cel mai frumos lucru din țară. Crezi că Rapid e cel mai frumos lucru din țară? Este!
A fost, este și va fi cea mai frumoasă echipă din țară. Nu știu dacă există un sentiment mai frumos, dar ce să vă zic, nu cred că, cum v-am zis, nimeni nu ne dă nicio șansă. Poate nici noi nu credeam să câștigăm campionatul. Dar v-am zis, am demonstrat că merităm să fim campioni și nu cred că are nimeni ce să ne reproșeze. Cea mai mare bucurie din viața mea, cred că prin prisma ceea ce am realizat aici se compară cu Maldișa de anii și cu 10, la Dinamo sau la Steaua. Undeva dacă Steaua nu s-ar fi apropiat la acele 5 puncte de noi, poate că n-am fi știut să ne bucurăm și n-am fi simțit aceeași fericire pe care am văzut că o simt cu toții cei din echipă, suporterii. Fotbal nu se poate compara cu absolut nimic și dacă nu l-ai jucat, n-ai cum să înțelegi satisfacțiile pe care le primești de la acest sport. Aveți timp să vă bucurați? Eu da, și am să mă bucur. Vreau să profit și jucătorilor le-am cerut să profite. Sunt momente care nu se pot uita ușor. Singura problemă este pentru că nu pot să-mi las jucătorii mai mult în vacanță, dacă ar trebui să jucăm și în primul tur preliminator. Dar dacă AC Milan și domnul Berlusconi se gândește la Berlusconi al nostru, ca să nu-l pună la cheltuiel. Dacă veți rămâne la Rapid în continuare. Nu am oferte de la Real Madrid, că Del Bosque nu-i mulțumit de contract. Eu mă mulțumesc cu puțin de ce o să mă duc la Real Madrid. Deci înseamnă că rămâneți în continuare cu noi, nu? Nu. Ras pleacă la Inter Milano. La Inter Gaz București. Inter Gaz Gazglina. Nu pleacă nimeni. În seara asta. Mulțumesc frumos. Domnul Enci, mai aveți decât să stați la clubul ăsta mult, m-am apucat și de dumneavoastră. Te simți bine? Da. Dacă în 1967 rapidiștii au sărbătorit titlul pe muzica Ioanei Radu și a Mariei Tănase, de data aceasta Enci și companii au dansat pe muzica trupei Holograph într-un luxos hotel bucureștean. Pe meritul tău, eu nu mai am nici petrecerea de la hotelul Hilton, rapidiștii au parodiat două reclame cunoscute la bere și băuturi răcoritoare.